Bună ziua, sunt Nicoleta Olaru și astăzi vom învăța despre trapezul isoscel. Mai întâi vom reaminti ce este trapezul. Trapezul este patrulaterul convex cu două laturi paralele și două neparalele. Laturile paralele le numim baze, iar cea cu dimensiunea mai mare este bază mare, cea cu dimensiunea mai mică o numim bază mică. În cazul desenului pe care îl vedeți, AB reprezintă baza mare, DC baza mică, iar AD respectiv BC sunt laturile neparalele. Un trapez poate fi isoscel, adică este trapezul care are laturile neparalele congruente. Sau putem vorbi de trapez dreptunghic, trapezul în care una din laturile neparalele este perpendiculară pe cele două baze. Așa cum vă spuneam de la începutul orei, astăzi ne vom ocupa de trapezul isoscel. Mai întâi vom defini ce este trapezul isoscel. Trapezul cu laturile neparalele congruente este trapez isoscel. În cazul trapezului isoscel vom enunța o primă teoremă și anume, în orice trapez isoscel, unghiurile alăturate fiecarei baze sunt congruente. Pentru a demonstra această teoremă, vă invit să realizați un desen în care să figurați un trapez isoscel, așa cum vedeți în figura de mai jos, trapezul ABCD, în care AB este baza mare, DC este baza mică, iar AD și BC sunt laturile neparalele congruente. Construim CE, respectiv DF, perpendiculare pe AB. Astfel, observăm că patrulaterul CDFE are toate unghiurile egale cu 90 de grade, adică este dreptunghi. Fiind dreptunghi, înseamnă că latura CE este congruentă cu latura DF. Comparăm triunghiurile ADF și BCE. Cele două triunghiuri au AD congruent cu BC pentru că trapezul este isoscel, DF congruent cu CE pentru că am demonstrat mai sus și unghiul AFD este egal cu unghiul BEC și amândouă sunt egale cu 90 de grade. Adică, conform cazului de congruență ipotenuză catetă, triunghiul ADF este congruent cu triunghiul BCE și atunci concluzionăm că și unghiul DAF este congruent cu unghiul CBE, adică unghiurile alăturate bazei mari în trapezul isoscel sunt unghiuri congruente. Cum unghiurile alăturate bazei mici sunt suplimentare unghiurilor alăturate bazei mari, tragem concluzia că și unghiurile alăturate bazei mici sunt tot unghiuri congruente, adică unghiurile alăturate oricărei dintre baze sunt congruente. O a doua teoremă pe care vrem să o enunțăm și să o demonstrăm totodată în cazul trapezului isoscel este teorema 2. În orice trapez isoscel, diagonalele sunt congruente. Mai întâi vom desena trapezul isoscel ABCD, cu bază mare AB, baza mică DC, iar laturile neparalele BC, respectiv AD. Nu uităm că în teorema anterioară am demonstrat că unghiurile alăturate oricărei baze sunt congruente. Și atunci, pentru a demonstra congruența diagonalelor, vom compara triunghiurile ABD, respectiv BAC. Cele două triunghiuri au comună latura AB, latura AD congruentă cu latura BC și conform teoremei demonstrate anterior, conform teoremei 1, unghiul DAB este congruent cu unghiul CBA. Astfel, conform cazului de congruență latură-unghi-latură, triunghiul ABD este congruent cu triunghiul BAC și atunci și cea de-a treia latură, AC, adică este congruentă cu BD. Teorema 2 admite și teoremă reciprocă, adică dacă într-un trapez diagonalele sunt congruente, atunci trapezul este isoscel. Trebuie să observăm că teoremele reciproce 1 și 2 ne ajută să demonstrăm că un trapez este isoscel. Vă propun în continuare să demonstrăm împreună următoarea problemă.
Într-un trapez isoscel, ortodiagonal, adică un trapez care are diagonalele perpendiculare, înălțimea este egală cu lungimea liniei mijlocii a trapezului. Pentru asta mai întâi realizăm desenul. Vom desena trapezul ABCD isoscel, în care vom marca mijloacele laturilor AD cu F, CB cu H, ca să putem trasa linia mijlocie a trapezului. Vom construi de asemenea înălțimea trapezului EG, care trece prin punctul de intersecție al diagonalelor. În acest moment, observăm în triunghiurile ADC, DCB, CBA și BAD că FE, EH, HG și FG sunt linii mijlocii. Dacă sunt linii mijlocii, înseamnă că ele sunt paralele cu cea de-a treia latură și jumătate din ea, adică FE este ACP2 și totodată FE paralel cu AC, EH este DBP2 și EH paralel cu DB, HG egal cu ACP2, HG paralel cu AC, respectiv FG egal cu DBP2 și FG paralel cu DB. Dacă analizați cele patru relații, veți observa că FE este paralelă și congruentă cu HG, iar EH este paralelă și congruentă cu FG. Deoarece trapezul este isoscel, iar diagonalele AC respectiv BD sunt congruente și perpendiculare, vom concluziona că FEHG este pătrat. Deoarece este pătrat, are diagonalele perpendiculare și congruente. Cum cele două diagonale, FH respectiv GE, una reprezintă linia mijlocie a trapezului, cea de-a doua înălțime a trapezului, înseamnă că problema enunțată este demonstrată, adică în cazul trapezului ortodiagonal, înălțimea este egală cu lungimea liniei mijlocii. Vă doresc succes! Bună ziua!